are în gând pe cine vrea, adică timbrul vocal care îi place lui cel mai mult și care vrea să continue. Eu vreau să fiu eu acela. Bănesc că e Laura. Despot aplaudă! Echipa lui se mișorează cu fiecare vot. Asta e. La Vocea e greu de tot. Dragă Despot! Dacă treceți cu mașina prin Orăștie și aveți nevoie de o vulcanizare bună, vă recomand eu un băiat. A învățat meserie de la tatăl său, care are grijă de afacerea familiei de peste 25 de ani. Momentan și-a luat concediu și a venit la Vocea României. Vrea ca acest concediu să țină cât mai mult. Laurențiu Mihaiu! Cu părul desfăcut și pleata în vânt, gata, uite, Despot și-a și ridicat. Bravo, l-ai câștigat. A luat în calcul toate elementele când și-a ales antrenorul. La Smiley ar fi avut parte de surprize și prezențe feminine. La Tudor ar fi fost doi actori pe metru pătrat și nu i-a surâs ideea. Așa că l-a ales pe Despot, pentru că Lori nu s-a întors. Alexandru Arnăutu! Spectacolul a început. Ok. Să sperăm că va cânta Alexandru Arnăutu și nu alt personaj din capul lui. Bun. Voce. It's only